Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ne-am regăsit la o nouă ediție Interviu cu Flora Ordean aici la Roman 24 Online. Pentru prima dată în emisiunea mea la acest post de televiziune este invitat domnul inginer Cezar Sava. Eu l-am invitat în calitate de președinte al Asociației de Creștere a Taurinelor Neamț și de director executiv al Camerei de Camerei Agricole Neamț, dar între timp am aflat că dumnealui a fost ales ca viceprimar al comunei Trifești. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea mea la acest post de televiziune, domnule. V-am regăsit și mulțumesc pentru invitație. Cu ce să începem? Cu aceste chestiuni de ordin politică, după aceea să ajungem și la cele, la preocupările dumneavoastră profesionale. Spuneți-mi în ce context v-ați apucat din nou de politică, pentru că trebuie să spunem telespectatorilor noștri că dumneavoastră ați făcut politică de ani și ani de zile, cel puțin de vreo 20 de când vă știu eu, fiind la un moment dat chiar președintele Partidului Național Liberal, filiala de la Roman, iată partid în care ați reajuns după ce ați făcut o pauză politică destul de mare, de câțiva ani buni. Pauza, dacă o luăm așa, nu a fost chiar politică, a fost o pauză doar prin prisma că nu am găsit corespondență umană în partid pe o perioadă, să spunem, de câțiva ani, datorită faptului că la un moment dat partidul a fost acaparat de un grup de interese care nu corespundeau cu interesele mele. Interesele mele erau de a forma un grup politic interesant pentru Partidul Național din Roman și nu numai. Din păcate, au apărut interesele financiare și de alt tip care nu mă interesau și care nu au corespuns cu ale mele. Și atunci am renunțat, pentru că așa am considerat la momentul ăla că a fost bine și în timpul a demonstrat că am făcut foarte bine când am luat această decizie. La fel cum am luat decizia de a reveni și am revenit doar când am fost sigur că pot face ceva acolo unde sunt, adică în comuna Trifești, în așa fel încât să schimb un pic destinul, pentru că această comună a fost văduvită timp de 16 ani de obiective precum apă, canal, gaz și asfalt, în sensul că la noi civilizația, cu toate că suntem la 7 km de oraș, a întârziat și a întârziat nepermis de mult. Sperăm că noua echipă, care a demonstrat deja printr-un început convingător, că se poate schimba și în Trifești nu numai modul de a gândi, ci și modul de a lucra cu efecte imediate. Haideți să ne întoarcem la perioada în care ați fost președinte al Partidului Național Liberal la Roman. Era prin anii 1999, deci pe vremea Convenției Democrate. Cum ați lăsat Partidul Național Liberal atunci și cum îl regăsiți acum? Că de atunci s-ați format și destrămat și reformat de cel puțin câteva ori. Vreau să vă spun că pe vremea aia, parcă oamenii erau altfel, la Partidul Național Liberal se venea cu inima deschisă, cu o bucurie, în sensul că ne adunam de plăcere. Aveam și un club 21 al Liberei Inițiative pe care tot eu îl păstoream și vreau să vă spun că dacă la ședința de partid miercurea stăteam 4 ore și rezolvam și discutam problemele politice, joia era întrunirea clubului la care nu se pleca mai devreme de ora 1 noaptea, în care era arhiplină sala și toată lumea avea o plăcere deosebită de a sta, de a socializa, de a vorbi, de a-și expune ideile și de a-și... Într-un fel, era locul unde refulam din probleme, cu problemele de peste zi, dar aduceam problemele din zonă, în așa fel că le discutam liber. Era o chestie naturală. Din păcate,
V-am spus, la un moment dat a apărut un personaj care a disturbat și care a acaparat prin diverse metode, susținut și de domnul Gheorghe Ștefan la un moment dat, și care a dus partea cu politica spre interese strict financiare și de un grup restrâns, foarte restrâns. Vă referiți aici, desigur, la actualul deputat, nici nu mai știu ce formațiune politică, Ursărescu. Dorin Ursărescu, care iată că și-a ratat, adică a pus capăt carierei politice tocmai prin această condamnare pe care a suferit-o, un an cu suspendare, nu-i puțin, nu-i... Nu știu dacă e mult sau puțin, dar este chintesența activității domniei sale pe toată perioada asta. Vă așteptați la o asemenea soartă politică? Nu, nici nu mi-am dorit și nici și nu personală, mă interesează. Pentru că și în plan personal am înțeles că a distrus și afacerea. Nu mă interesează, pentru că eu am alte scopuri și alte treburi la care să mă gândesc, dar era inevitabil acest final, pentru că așa cum am spus, eu am prevăzut, am spus la momentul respectiv cine ce se întâmplă. Cine era președinte la București atunci și cine l-a susținut? Pentru că el a fost susținut de Gheorghe Ștefan. Deci, ca bun, să dar la un moment dat a intrat în conflict puternic. Au intrat tot din cauza afacerilor și a intereselor, deci nu au intrat. Dar nu asta, problema este alta. Dacă el, ca și om politic, a putut coagula în jurul domniei sale oameni care erau membri ai Partidului Național de bază, în sensul că noi aveam membri din toate spectrele, însemnând oameni simpli, oameni din clasa de mijloc, oameni din high class. Deci erau oameni care veneau de plăcere aici, aici se contopeau, nu mai existau diferențe sociale, nu mai existau diferențe de absolut nimic. Bun, iată că n-a reușit atunci primăria Roman, a fost de pomină scandalul în care a târât organizația PNL Roman când s-a confruntat. Și mare noroc am avut. Atunci cu primarul PSD Dan Ioan Cărpușor, s-au înjurat, s-au scuipat. O campanie care n-a făcut cinste absolut deloc PNL-ului. S-a îndotărat până peste cap. El a fost sigur că atunci va câștiga primăria Roman. Dar vedeți că nimic politic, nimic nu e sigur. Când s-a înfortunat cu legi? Înconjurându-se de anumită categorie de oameni, rezultatele sunt previzibile. Totuși au fost în preajma sa și oameni, zic eu, de calitate, precum Nicu Stan, fost viceprimar de Roman, știu eu, o pleiadă de tineri, la un moment dat susținerea Norica Nicolai și la București se pare că Norica a avut Nicolai, Ludovic Orban, Crin Antonescu, nu, chestia cu susținerea Crin Antonescu sau susținere de asta, nu știa lumea ce face el în teritoriu și ce da, poate. Iată că un Șerban Strătilă sau cei de la Piatra Neamț întotdeauna au tras semnalul de alarmă de la București. Corect. Despre ceea ce se întâmplă. Bun, da, vedeți, diferența de calitate era vizibilă între Șerban și personaj, pentru că Șerban provine dintr-o familie pe care eu o stimez extraordinar de mult. Și el ca persoană, pur sânge, și el ca persoană era totuși apropiat de, să spunem, de intelectuali, în sensul că era o diferență netă, n-are rost să comentăm mai mult. Dar întotdeauna partidele și ceea ce se vede și e vizibil, nu aleg întotdeauna oamenii de calitate. Vor pragmatism în politică și să merge pe un nivel de ăsta de yes man. Dacă el e de acord cu conducerea partidului, el este bun. Ceea ce nu aduce întotdeauna. Deci, și după principiu, partidul sunt eu. Partidul decide și impune, în sensul că dacă sunt și oameni buni, mai buni sunt cei care sunt de acord cu mine. Da, haideți să ne întoarcem la... Dumneavoastră v-ați dat atunci demisia inclusiv din partid? Nu. Eu nu mi-am dat niciodată.
Eu am rămas membru PNL, numai că pe parcursul anilor au fost diverse momente în care am fost tot timpul cooptat, cum să spun, în lucruri care se construiau. Era Partidul Agrar, Popular Agrar și astea. Era, Dumnezeu să-l ierte, domnul Culiță Tărâță și a zis, băi, băiete, vino, că avem nevoie de oameni care să construiască. Pentru că eu întotdeauna, nu e vorba de laudă și asta, dar n-am avut în spate un bagaj negativ care să atârne asupra oricărui obiectiv pe care mi-l propuneam. Și atunci am fost rugat să candidez pe listele Partidului Agrar împotriva domnului Ursulescu. Pentru că se considera pe colegiul 6. Din păcate, atunci era USL-ul, care avea un val extrem de puternic și pe care, indiferent pe cine puneai pe listă, câștiga. Bun, atunci să nu uităm că a fost și un non-combat. A fost clar non-combatul, deci, între PSD, PNL și așa mai departe, cu restul partidelor, pentru că au trecut o serie de oameni absolut necunoscuți. Absolut necunoscuți și efectele se văd. Eu, știți cum îi consider politica o chestie care ca eficiență trebuie să răsfrângă asupra mea. Efectele acestei munci politice trebuie să vadă asupra cetățeanului. Asta e un, sună asupra un pic de mai logic. Sau de trai. Exact. Asupra ceea ce înseamnă viața mea. Atât timp cât eu nu simt această influență, nu pot să consider că acea conducere politică este bună. Nu pot. Dacă nu am efecte pozitive asupra vieții mele și a calității ei, nu pot să consider că și-au făcut treaba. Explicați-mi un pic episodul partidului PRU. PRU. Partidului. Deci PRU e un partid naționalist care n-ar fi rău la un moment dat și pe o nișă. Deci este loc pentru el. Acum iarăși e legat de oameni. Orice partid e legat de oameni și, din păcate, asta e. Acolo am avut un grup de prieteni, ce se întâmplă? Aici e vorba de o strategie. Dacă o explic acum, poate lumea, nu știu, dacă nu că nu o să înțeleagă, dar o să gândească, domnule, spune și ăsta ceva. Problema este așa. Eu am avut o strategie gândită pentru Comuna Trifești, dar acolo era gândit altfel de conducerea partidului și era o altă persoană propusă. Pentru a putea negocia cu conducerea Partidului Național Liberal, a trebuit să fac intrarea asta, să adun o echipă puternică și să dovedesc că echipa mea competitivă poate câștiga primăria Trifești. Am făcut treaba asta, am fost chemat la negocieri, am negociat și iată că ce am spus s-a adeverit. Bun, dar să nu uităm că acolo era un primar PSD din categoria celor primari de o viață. Ori face, ori nu face nimic în comună, el toate voturile le rezolva. Peste 70% câștigat, da, la fiecare. Așa, cu injecțiile pe care le făcea. Era tehnician veterinar și lumea îl chema și în felul acesta, dar niciodată n-a, după opinia mea, n-a avut o strategie de dezvoltare a infrastructurii localității. Comuna arată ca acum, este, nu știu, singura comună limitrofă Romanului care nu are întreaga rețea stradală asfaltată, care nu are niciun pic de apă și canal ca proiect, nu are gaz, metan, cu toate gazul e la intrare. Deci nu vreau să vă spun, noi suntem exact ca acum 30 de ani, comuna nu s-a dezvoltat absolut deloc, nu sunt investitori. Orice investitor care a vrut să acceadă în comuna Trifești a fost pur și simplu alungat. Pentru că vreau să vă spun, Austrotermo a venit la Trifești, Adeplasto a venit la Trifești prima dată și li s-a refuzat intrarea în comună. Atunci, de ce motive? Că este de domeniul absurdului. Este domeniul absurdului, asta am considerat și noi. Pe motiv că teren nu e și a lucrat foarte mult partea asta cu accesul la infrastructură. Adică oamenii când veneau spunea, domnule, vreau să fac șoseaua, îmi fac eu drumul, îmi trag eu curent, îmi trag eu astea, pentru că îmi trebuie. Dar era avantajul fiscale, că aveam ieșire la E85. Și la drumul spre piatră. Deci era o chestie comună așezată din punct de vedere strategic bine. Din păcate, primarul a refuzat pe motiv că, domne, n-am teren, că e terenul, e islazul comunal pentru vaci și altceva. Dar pentru interesul comunii
Și acum să o luăm așa, revenim și tangențial la cealaltă parte cu Asociația Județeană. Păi dacă în 2001, când am venit eu în Comuna Trifeiești, erau 870 de vaci. Da? Acum, numai în satul Trifeiești, fără Miron Costin. Și acum abia adunăm 50-60 de vaci pe o pășune. Și atunci, dacă eu gândeam și aveam o viziune ca primar... În Trifeiești sau la nivelul întregii comuni? La nivelul întregii comuni erau aproape 2000 de capete. Și acum câte sunt? Acum, dacă sunt 200-250 de capete. Cum explicați? Este un fenomen care este valabil în toată țara. Nu numai la noi, pentru că, de fapt, asta s-a și urmărit la nivel național, distrugerea șeptelului românesc, pentru că tot ce înseamnă intracomunitar, începând de la lapte, carne și alte produse, știți foarte bine, 80% din produsele alimentare se aduc din afară. Da, da, țineți cont că luni a fost promulgată legea produselor românești. Da. De fapt, a fost eliminată sintagma românești ca să nu intre în conflict cu Uniunea Europeană și cel puțin în viitorul... Această lege trebuie să intre... Destul de apropiat va intra în vigoare când îi vor apărea normele. Ne referim la 51% produse la raft, deși mie mi se pare că este o lege foarte greu de aplicat acum, că s-ar putea să găsim rafturile cam goale. Nu, nu are capacitate agricultura românească și industria de prelucrare de a umple rafturile. Are capacitate, agricultura românească poate umple rafturile fără nicio problemă. Problema este alta. Această lege este dată doar pentru fațadă. Această lege are termen de punere în aplicare cel puțin 6 luni. Trebuie să apară normele metodologice care nu vor apare curând, iar când vor apare, această lege nu va putea fi aplicată. Când va fi tot pachetul complet, tare mă tem că până legislatura de toamnă vor apare modificări sau va dispare efectiv această lege. Presiunile și lobby-ul capitalului extern sunt extrem de puternice, iar presiunea pe care ei o exercită va fi determinantă în a schimba și a modifica această chestie. Discutam cu domnul deputat Ioan Munteanu, care este membru al Comisiei de Agricultură și unul din autorii acestei legi, care spunea totuși că să spunem că nu va fi capabilă, să zicem, nu agricultura în sine, ci legumicultura, pentru că nu prea mai avem să acopere, să asigure astea, dar... Mă miră că domnul Munteanu poate să emane asemenea chestii, dar eu am să vă spun, noi trebuie să învățăm legumicultura și ce spuneți vreau toată agricultura românească. Pe bază de produse de calitate, suntem net superiori produselor europene. Apoi, ca trebuie găsit... Ca orice. Ne referim. Ca orice, vă spun eu că e ca orice. Problema este alta. Trebuie să înțelegem o dată pentru totdeauna. Ce e de calitate are o durată clară de viață. Orice produs natural care vrem să-l consumăm noi și este românesc 100%, cât mai este, are o durată de viață de 3, 4, 5 luni. Noi ne-am obișnuit cu tot ce înseamnă roșii tip cărămidă, Olanda, Turcia, Grecia, care le iei și țin 7 luni pe geam la soare fără nicio problemă, nu se strică. Este cu totul și totul altceva. Acele cu gust de gumelastic. N-au niciun gust pentru mine, eu nu pot. Și atunci da, trebuie să facem diferența. Că deja au apărut și pe piața noile răsaduri de roșii de acelea ochiul boului. Astea, păi da, sunt cei care au păstrat. În banca de semințe există, deci noi am păstrat. Păcat că nu mai avem în institutele noastre de cercetare. Ar trebui să introducem din nou linia pentru produse românești 100%. Aveam ceva la Bacău, un institut. Mai sunt ceva. Dar privatizat. De asta spun, oamenii în grădini și este acest proces. Da, care vedeți că și reîntoarcerea oamenii preferă acum să cumpere semințe. Sigur că da. Dar nici nu mai întreabă la piață, dacă vedeți, aceste roșii inimă de bou sunt 8 lei, 6 lei în perioada asta. 9 lei. Depinde de... Da? Și întotdeauna este marfă care se vinde.
Pe când la roșii, deci toată lumea le caută, le încearcă, le astea care sunt, pentru că vedeți peste tot, marketingul își face treaba. Roșii de Galați, roșii de Târgu Frumos. Deci, în piața din Roman. Dar nu toate sunt, mai ales în perioada aia mai, totdeauna apar imediat roșii de Galați. N-au nicio treabă cu... Ele apar în serie, în astea, dar sunt din semințele care se aduc din import Olanda și Turcia. Referitor la aceeași lege, spunea domnul deputat Munteanu că marea realizare acestei legi este eliminarea acelui comision pe care producătorul dădea la RAC, comision care, în opinia dumnealui, ajunsese, vă spun eu, cam la 25-32% din valoarea produsului. Doamna, acel comision va fi înlocuit cu alt tip de comision sau cu altă taxă. Retailerul nu-și permite să piardă pentru că el trebuie să facă profit. Să nu credeți că are vreo milă de produsul românesc. Bine, ce înseamnă totuși ceea ce spunea lanț scurt? Adică producătorul să aibă desfacerea asigurată fără intermediar. Bun, și... Se poate până asta. În momentul în care nu vom avea cu acele cooperative de care se tot dar nu se vrea. Și există și în Franța. Eu am să vă spun, dar nu, există peste tot. Și haideți să spunem adevărul. Eu am spus-o și am să spun mereu. Nicio structură asociativă în orice țară, indiferent că e Germania, Franța sau Italia, nu a fost concepută decât susținută cu bani de la stat, inițial. Deci toate aceste lucruri au fost înființate forțat cu bani de la stat. După care au fost capitalizate și în momentul în care și-au dovedit eficiența și eficacitatea, au fost lăsate libere pe piață. La noi este o chestie de asta pe care am observat-o la atâția miniștri ai agriculturii și a atâtor guverne pe care le-am cunoscut și am negociat cu miniștrii. Toți au clamat chestia asta. Dom'le, nu avem formă asociativă, nu avem cu cine purta dialog. Dar ei au fost primii care au distrus orice formă de asociere. Nu le-a convenit niciodată ca noi sau altă categorie profesională să ne putem aduna. Deci să fie clar. Și asta vreau să vă spun și ferm, în sensul că am cunoscut cel puțin 7-8 miniștri ai agriculturii cu care am stat la negocieri pe partea de creștere a bovinelor. Și vreau să vă spun că toți în față îți spuneam, domnule, bine că v-ați adunat, dar creau tot timpul structuri, altele sau paralele, sau când aveam o inițiativă legislativă care să ne faciliteze nou accesul la subvenții sau la alte resurse, întotdeauna se găsea o chestie care să pună stop. Numai și vedeți, dacă ne gândim la acel proiect al camerelor agricole și la ora asta mai funcționează cele două camere este paralele? Unul, exact, și acum iarăși ar trebui ca domnul Munteanu să dea un răspuns la, împreună cu domnul Arsenie, cu domnul Arbuz, sunt membrii care au fugit din sală de la Comisia pentru Agricultură când s-a pus pe tapet proiectul. Și datorită lor, această cameră nu funcționează. Ne amintim întâlnirea aceea de la Maricoin în timpul mandatului corect. Deputatului Marius Neculai, care a reușit să coaguleze aici, dar din păcate s-au întâlnit cele două grupuri de interese. Banu de la Bacău era atunci și el parlamentar, dacă nu mă înșel, PDL. Da. Era și cu grupul UNEPR Tărâță, dumneavoastră nu mai țin minte din care grup făcea. Nu, eu eram PNL și atunci, dar vreau să vă spun că atunci, noroc de domnul Tărâță, și, deci am fost așa, domnul Tărâță, domnul Balcan și eu. Da. Deci era grupul care ne-am opus la chestia asta, pentru că acolo se venise deja cu o lecție foarte bine învățată, în care structurile de stat aveau conducerea, iar noi fermieri eram membri. Atât. Deci, intram doar la capitolul. Eram introduși doar la capitolul obligații, iar la drepturi erau structura de stat. Deci, nu se putea concepe camera agricolă pe sistemul ăsta, pentru că era din start o structură nelucrativă. Bun, și ce se întâmplă acum cu camera agricolă la Neamț? Acum doi ani vreau să vă spun că s-a discutat domnul Dragnea la o întâlnire la Tulcea, a spus clar cine conduce camera agricolă. Păi n-avem, că nu putem introduce politicul, că sunt ei, 24 de fermieri și unul de la noi. Atunci nu ne interesează, nu dăm drum. Scurt! Așa se discută pe proiectele mari.
Bun. Ce se întâmplă acum cu camera agricolă de la Camera, camera mai, agricolă mai este în, cu activitatea suspendată pe regim de voluntariat, eu cu domnul Bicăjanu, cu managerul de proiect. Menținem în viață domnul structura... Domnul, este președinte, domnul Baltan? Da. Da. Dumnealui este președinte. Deci structura există. Problema este că lucrăm pe sistem de avarie pentru că chiar dacă lumea ne recunoaște și cum spun... Domnule, nu se poate. Eu n-am auzit, în primul rând, o lucrare făcută de camera de pe lângă Consiliul Județean. Este o lucrare foarte mare care ar fi trebuit demarată, aceea problema studiilor de amenajamente zoopastorale, care ar clarifica o grămadă de probleme de care se lovesc inclusiv crescătorii de animale și lucrătorii din agricultură și care, efectiv, Consiliul Județean și Prefectura au terminat-o, pentru că habar n-au despre ce e vorba, și practic nu i-a interesat ce se întâmplă cu activitatea asta de creștere a animalelor. Pentru că asta este o activitate, cum să spun, care ținută, tot ce înseamnă agricultură e ținută la periferie de structurile de stat de la noi din județ. Consiliul Județean și Prefectură. Cu toate că din agricultură și dacă vă uitați în rural, marea majoritate trecând de 80% ca activitate economică sunt asociațiile și fermele agricole. Bun, dar această, am convenit dintotdeauna că această mașinărie de vot, că țăranul este căutat în anii electorali cu preponderență și se promite marea cu sarea și dumneavoastră n-ați reușit niciodată să adunați țăranii într-o formațiune proprie. Discutam de acel partid în care erați acum vreo 2-3 ani. Pentru că toți marii conducători de ferme și de asociații sunt deja înregimentați politic în alte structuri vechi. Și omul nu mai percepe ca o formațiune nouă, se gândește, iarăși construiesc, iarăși contribui, iarăși și nu știu ce sorți de izbândă are și atunci preferă să stea în locul pe care deja și l-a creat în acea structură. Este exclus în acest mandat să mai intre pe rolul Camerei Deputaților? În sesiunea de toamnă, pentru că noi am lucrat cât foarte mult. Sesiunea de toamnă mai sunt două luni. Ratată. Nu. Nu era tată, pe nici la început. Păi, dar încep alegerile. Da, aici, păi nu, de asta vă spun, că aici va începe un pic șantaj. Vrei anumite chestii, va trebui să susții anumite proiecte. Păi, altfel nu se poate. Sesiunea de toamnă este foarte importantă pentru că această lege a Camerei Agricole e finalizată, a trecut de toate comisiile, a trecut de Senat. Am primit și avizul Ministerului de Finanțe prin faptul că ni s-a acordat și bugetul. Noi știm că avem 280.000 de euro anual, timp de 4 ani, în așa fel încât după 4 ani să devenim independenți din punct de vedere financiar, ceea ce eu nu înțeleg. Atât timp știi, susții doar 4 ani o structură după care ea se va autofinanța, păi aș alerga cu brațe deschise. Vă fac tot cadrul necesar și după aia zburați voi. Și nu mai luați bani de la buget. Nu. Tot timpul se caută a se aduna pe buget tot felul de structuri. Și presiunea aceasta pe buget? Pe buget crește. Păi nu. Deci noi încercăm să dăm o soluție, dumne, în 4 ani ne capitalizăm și plecăm de sub voi și trăim singuri. Nu, stați aici că e bine să avem sub control. Bun, și atunci ce-i mai lipsește legii să fie? Avizul Camerei Deputaților. Acolo l-avem, nici nu știu cine e șef la Comisia de Agricultură, acolo l-avem Nini pe domnul Munteanu, pe domnul... Nini Săpunaru? Da, pe avem pe domnul Munteanu, avem Nini pe domnul Harbuz. La liberali. Ufi. La PNL. Și care e interesul lui? Nu este să susțină, să sprijine partidul? Dar partidul, dacă nu are... Asta vă spuneam, că în Camera Agricolă Națională nu au loc partidele. Neavând loc partidele, deci politicul nu interesează. Pentru că, eu am să vă spun o chestie, Camera Agricolă Națională, dacă s-ar realiza acest deziderat, ar fi una din forțele puternice din România care ar putea duce la numirea Ministrului Agriculturii, la influențarea politicilor agricole. Noi nu avem o viziune și o strategie, și asta o spun de ani de zile. Nu există nicăieri, dar pe mine mă interesează domeniul ăsta.
în agricultură noi nu avem o viziune și o strategie națională care să ne spună, domnule, de unde plecăm, unde vrem să ajungem și pentru asta ce pași trebuie să urmăm. Este foarte greu să mergi funcție de ce dă Dumnezeu în fiecare an, ploaie, secetă sau azi, și să spui atât am putut realiza. Dar trebuie o regionalizare. Culturile astea trebuie... Când fac prea mult grâu, când fac prea mult porumb, când fac prea multă rapiță, adică niciodată nu știu să dozez sau pe zone unde se pretează culturile. Nu ne întoarcem atunci la planificarea dinainte de revoluție, planificarea în agricultură. Planificarea în agricultură este o chestie care nu are nicio legătură cu cincinalul și cu alte treburi. Nu. A planifica nu înseamnă a întrerupe sau a îngreuna procesul lucrativ. N-are nicio treabă. A planifica înseamnă că ești organizat, știi exact de unde pleci și ce vrei să faci și unde vrei să ajungi. Este o diferență. Adică așa înțeleg eu termenul de planificare. Dar asta e legat de strategie și de viziune. Sunt termeni care nu pot merge separat. Bun, și atunci cum vedeți soarta acestei legi? Păi soarta acestei legi... Ce ar mai trebui ca să ajungă să fie... Șantajul din toamnă să dea roade. Asta ar trebui. În sensul că trebuie forțați politicienii să înțeleagă odată pentru totdeauna că acest proiect este un proiect benefic nu pentru ei, ci pentru țară. Întorcându-ne din nou la politică, care din preocupările dumneavoastră le veți păstra în continuare, pentru că acum munca de viceprimar este extrem de solicitantă. Ce atribuții au fost delegate? Păi, primarul ce culoare politică are la noastră? Tot PNL, suntem prieteni și colegi. Cum îl cheamă? Dan Marian Lupu. Este un primar tânăr, este un primar care se pliază exact ce pe ce are nevoie. 47 de ani. Se pliază pe dorințele comunei și a cetățenilor din comună și, cum să spun, are o dorință extraordinară de a realiza ceva, pentru că face parte din categoria celor care s-a implicat, în sensul că s-au săturat de perioada asta de 16 ani de inactivitatea conducerii vechi și vreau să vă spun că noi formăm o echipă până acum apreciată. Dar, cum să spun, comunicăm extraordinar de bine și pentru mine asta este un lucru foarte important, pentru că dacă nu poți comunica cu primarul, n-ai cum să comunici și să explici și celorlalți ce vrei să faci și ce ai de gând să realizezi. Și vreau să spun că împreună am stabilit și avem o viziune și o strategie pentru a realiza aceste obiective în Comuna Trifești, lucruri care noi avem două săptămâni și câteva zile. Dar lucrurile care se vor vedea vor aduce, să spunem, lumină, în sensul că ne vor da dreptate și ne vor motiva mai mult să facem ceea ce am promis în campanie. E o comună virgină din punct de vedere a proiectelor. Așa că orice e făcut, e bun făcut și se vede. Bun, cu ce resurse financiare, ținând cont de faptul doamnă, că culoarea politică a Consiliului Județean, iată că este roșie și cam roșie harta județului. Nu e nicio problemă, dar noi, acum dacă e roșie culoarea, nu mai facem nimic, nu. Vreau să vă spun că sunt foarte multe lucruri care se pot face cu bani puțin sau chiar deloc. Sunt foarte lucruri care se pot face cu grupuri de interese de prieteni, cu grupuri de interese care doresc binele comunei și care nu neapărat doresc bani. Aici e o chestie care... Ce culoare politică are Consiliul Local și dacă... Consiliul Local, majoritar PNL. Trece, majoritar PNL, 8 aveți? La 7. 8 consiliere... PNL și 7 PSD. A intrat fostul primar? Da. Și nu vă temeți de bețe în roate? A, absolut 8 la 7... Știți ce se întâmplă? Bețe în roate... N-a încercat să negocieze ca la Cordun, ca în altă parte un post de... Dumnealui și-a dorit postul de viceprimar. Dar eu am fost votat și de către consilierii PSD. Înseamnă că acolo nu s-a întâmplat ca la județ nu, cu pentru votul... Pentru că era vorba votul de om. Votul secret a fost secret, nu? Da, votul secret a fost secret și au rămas și ei surprinși că am fost votați de consilierii PSD. Dar era o chestie normală, pentru că și acolo sunt oameni care gândesc.
Eu asta nu înțeleg, de ce trebuie neapărat, doamne, dacă ești PSD, ești bloc, trebuie să votezi toți la fel. Interesul local este de a rezolva problemele comune. Pentru că eu acum am să-l întreb de fiecare dată și asta, să mă raportez. Păi dacă eu am asfaltat bucata asta fără să mă coste niciun ban, tu de ce n-ai făcut-o? Ați cerut cumva și un audit? L-am cerut, este deja în vizită. Curtea de 22, conturi? Auditul. Curtea de conturi vine în toamnă. S-au refăcut comisiile de inventariere. De săptămâna viitoare încep inventarul la sânge și după aia se face predarea primirii. Deci n-ați preluat încă gestiunea... Deci nu preluăm nimic decât după ce se face un inventar clar. Spuneți-mi ce ați găsit în buget. În buget am găsit un rest de bani. Cam cât? Vreo 80 de mii de lei, 800 de milioane. Surprinderea noastră în toată această perioadă a fost faptul că niciodată n-a deschis comuna nu doar către proprii cetățeni, dar comuna către județ, să știe lumea ce se întâmplă la Trifești. Corect. Cele mai proaste relații pe care le-a avut vreodată o comunitate locală cu presa au fost cele de la Trifești. Era obtuz la orice discuție cu presa. Acum se pare că s-a produs și aici o modificare. În ce la sens? Capitolul ăsta, la deschiderea către presă. Ne-ar părea foarte bine să aveți... Prin prezența mea aici am dovedit primul pas. Urmează ca în decursul timpului să stabilim un calendar în așa fel încât periodic să fiți informați și prin dumneavoastră să putem informa cetățenii de tot ceea ce se întâmplă în comuna Trifești. Întorcându-ne la proiectele pe care le veți propune, mare parte din acestea au nevoie și de majoritate, nu de majoritatea două, simplă trei. Pe care o aveți. Două, trei. Și de cealaltă nu vă este teamă absolut de deloc. Acest lucru? Absolut deloc. Aș vrea să văd și eu un consilier PSD care se împotrivește unui proiect de gaz sau de apă canal în comuna Trifești, pentru că vă spun cinstit, e ca la exorcizare. Îl scot în față și îl arăt comunității, ăsta este cel care s-a opus. Ca oamenii să știe exact despre ce e vorba. Cum a Dacă fost? Până acum era o chestie în care grupul, el se ascundea într-un grup, nu. Vom face în așa fel încât să știe exact ce se întâmplă. Ședințele sunt publice ale Consiliului Local și vor fi făcute publice. Cum veți reuși să promovați proiectele de hotărâre care au nevoie de majoritatea, nu de majoritate simplă, ci de... Două treimi, pentru că da. Simplu, le vom discuta în Consiliul Local cu argumente pro și contra. Dacă cele pro sunt în procent mai mare, cine se opune va răspunde pentru poziția sa. Dacă cele contra vor fi predominante și convingătoare, vom ceda. Deci noi, eu vă spun sincer, este o chestie clară de comunicare. Și atât timp cât noi vom face propuneri constructive, poate nu toate vor fi bune, de asta spun, dar cele care sunt ca prioritate necesare comunității, nu văd decât care a intenție opoziție. Cum a fost campania electorală? Foarte normală. Din punctul nostru de vedere a fost extrem de civilizată, nu am avut atac la persoană, indiferent că a fost vorba de conducerea veche sau de altceva. Nu la fel s-a întâmplat din partea cealaltă, dar chiar n-am dat importanță. În sensul că am fost denigrați toată echipa, cap, coadă, începând de la candidatul la primar, subsemnatul și tot grupul de consilieri pe care l-am avut, dar noi am considerat că în campanie fiecare are dreptul de a se exprima cum dorește. Modul lor de exprimare s-a dovedit neeficient. Domnul Duminică mai este președintele organizației PSD, pentru nu. Că acolo au răspuns cu capul nu. Cei care... Aia au răspuns cu capul. Nu, eu am spus clar și acolo e Bogdan Tărnicieru și el a înțeles foarte rapid că, domnule, că au mai votat și astea și știți cum e la PSD. Domnule, tăiat, ras, frezat tot că dacă au votat, nu există. I-am spus, bă, n-au nicio vină oamenii că și-au respectat poziția și au fost fermi, au gândit singuri. Cum poți să penalizezi un om pentru faptul că a gândit?
Asta nu o să accept niciodată. Bun, acum conducerea de la județ, domnul Arsenie, n-a avut timp să ocupe și de ceea ce s-a întâmplat, preocupat fiind de ce se întâmplă la Consiliul Județean, dar eu mă îndoiesc pentru că se spune că și la Roman și peste tot în localitățile în care a pierdut puterea PSD-ul, vor cam răspunde cu capul. Ce vor răspunde cu cap? Ce? Da. Bine, cu funcția cu capul. Atâta timp cât eu trăiesc într-o activitate care nu depinde de politic, ce poate să-mi facă mie, că mi-a funcția, dar funcții sunt peste tot. Și cu funcție și fără funcție sunt același om. Ce mă interesează? Păi dacă atâta gândește o structură în sensul ăsta, dom'le, plătești când ți-ai asumat un obiectiv, vorbesc de o chestie. Dom'le, mi-am propus să fac ceva pentru o comunitate și n-am reușit din cauza. Că am fost dobitoc, că am furat sau că am făcut. Atunci conducerea partidului trebuie să ia măsuri. Dar pentru faptul că s-a putut un membru să gândească cu proprii minte și să facă într-un anumit fel, îl condamn pentru chestia asta. Și asta e valabil în toate partidele, numai la PSD. Care e valoarea bugetului comunității? 12 miliarde. Mult, puțin? Puțin, dacă niciodată nu poate să fie mult. Puțin. Problema este altceva, gradul de colectare. Și deja în două săptămâni vreau să vă spun că prima decizie pe care a luat-o primarul împreună cu noi a fost de a trimite înștiințări și de a începe recuperarea datoriilor. Și vreau să vă spun că dacă într-o lună se făceau încasări de către 200-300 de lei pe zi, încasările acum au crescut în jur de 14-15 mii de lei săptămâna. Studiam zilele acestea raportul Camerei de conturi a județului referitor la ceea ce au găsit în bugetele primăriei. Foarte multe primării au fost penalizate tocmai din cauza modului defectuos de colectare a taxelor și impozitelor locale. Pentru că totul era interpretat electoral. Nu-l deranjez pe cetățean pentru că o să-i cer votul și o să vină să-mi spună, dar nu mai mi-ai luat banii. Și atunci s-a perpetuat starea asta de a nu-l deranja și de a nu-i aduce la cunoștință că are niște obligații fiscale pe care trebuie să și le achite. Noi am făcut treaba asta, nu s-a simțit nimeni deranjat, este o chestie normală, așa cum eu nu am datorii la bugetul local, așa trebuie să fie toți. Până am văzut acolo și societăți comerciale care au fost păsuite fie din interese, nu mă refer la Trifești, în general, la comunele aflate în vizorul Camerei. Vreau să vă spun, de exemplu, noi mâine avem întâlnire cu toți agenții economici, însemnând partea legată de agricultură, pentru că acum, fiind campania în toi, sunt probleme legate de circulație, transport și multe alte chestii, plus legate de încurcăturile cu terenurile și cu reclamațiile de zi cu zi, în așa fel încât am chemat pe toți acești investitori, avem o discuție și facem o ședință în care să lămurim aspecte, să trasăm exact partea fiecăruia de drepturi și obligații, în așa fel încât, începând de la datorii fiscale, la chestia cu arenda, cu stopajul la sursă, cu care nu sunt de acord, dar dacă legea asta este, în așa fel încât, de exemplu, impozitul pe profitul agricol pe arendă nu se plătește de către cetățean. Pentru că omul își ia banul sau produsele și a plecat. Nu știe nimeni cât și cum. Vom încerca să revenim și să reglăm această treabă. Noi, de fapt, primăria, suntem doar mediatori. Mediatori în așa fel încât aceste aspecte să le nivelăm, să ajungem la o concluzie, dar cu soluții clare. Dacă oamenii nu se încadrează în ceea ce înseamnă prevedere legală, vor suporta consecințele. Pentru că una din problemele pe care eu le-am observat, cel puțin în comuna Trifești, este că nimeni niciodată nu a fost, să spunem, tras la răspundere pentru faptul că nu și-a îndeplinit sarcine. Venea Curtea de Conturi, da. Lua o serie de măsuri. Cine plătea? Au fost și litigii pe care primăria le-a câștigat? Da. Da. Dar au fost șase. Acum știți ce se întâmplă? De obicei, foarte multe
din aceste litigii sunt create doar, eu așa aș vrea să știu, din dorința de a face. Acum, undeva primăria întotdeauna e la limita legii cu anumite chestii. Pentru că nu poți, dacă nu faci niște compromisuri, nu poți să rezolvi probleme. Dar... Da, dar nu prea mari, că după aia... Da, aici nici nu au fost mari, pentru că nu avem niciun proiect. Sumele au fost doar din bugetul local, câte au fost? Câteva sute de mii de lei, câteva zeci de mii de lei. Problema este altceva. Alta. Dacă tu, dintr-un buget și așa amărât cu mai și faci prostii și greșeli... Din preauditul acesta pe care l-ați făcut dumneavoastră, ce tragem s-a constatat? Concluzii după ce se încheie, pe 22 se încheie. Da, auditul acesta cine l-a comandat? Nu, el este prevăzut. Este la orice schimbare de conducere, de primar și... Și ce, e audit intern? Nu intern. Practic, se face audit intern pe primărie și pe școală. Dar auditul este neutru, este din ACOR. Ce înseamnă? ACOR este Asociația Comunelor și Orașelor din România. Era afiliat Trifeșiul la această asociație? Sigur, pentru că da. Nu prea l-am auzit niciodată. De fapt, atât era de ermetic tot ceea ce se întâmpla acolo la Trifești, încât foarte noi, dacă mai aflam din documentele oficiale, studiind raportul Curții de Conturi, studiind... Din păcate, nu numai dumneavoastră a simțit chestia asta, și noi cetățenii din Comuna Trifești. Bun, dar și-a mai schimbat lumea mentalitatea acum? Și-a schimbat-o, pentru că nu pot să consider că nu și-a schimbat-o dacă noi am reușit să obținem victoria în alegeri. Pentru că fără a se gândi și fără oamenii din comună, nu puteam câștiga. Deci ei au dorit și schimbarea. Și totuși scorul e foarte strâns, 8-7. 8-7 și... Da, 8-7, nu să spune strâns, eu consider o victorie puternică, pentru că de la 75-80% voturi pentru primarul Duminică, s-a ajuns la 52-44. Câte mandate are? 4 mandate. Și n-a considerat niciodată că e prea mult? Nu știu, dumnealui mai vroia un mandat doar pentru a ieși la pensie. Bun, asta a și declarat. Acum pierde și chestia cu pensiile se duce, cred că aici l-ar fi ajutat. Dumnealui e în șomaj, dar e... Șomer de lux? Da, deci este un om care, după părerea mea, nu are să plânge de surse și de un trai... Bun, n-avea să plânge, dar omul totuși trebuie să iasă. Ce... Care e calitatea lui față de primărie acum? Dumnealui, calitatea față de primărie este de consilier, atât. Deci de consilier local. Și ca și meserie, ce tehnician, va face? Tehnician. Își va deschide un cabinet? Va... Nu știu, doamnă, aici credeți-mă că dacă n-am avut comunicare rămas, cu domnia lui... Relațiile au rămas tensionate în toate absolut aceste deloc. Perioade. Absolut deloc. Deci noi n-avem... Noi am purtat discuții cu domnia sa de după câștigarea mandatului, aproape zilnice. L-am primit în primărie. Nu avem absolut deloc. E o chestie de bun simț și de civilizație. Nu, atâta timp cât în perioada exercitării mandatului dânsului nu am avut confruntări. Deci am avea după? Ce ați găsit în primărie ca și personal? Toată structura veche. Adică? Adică personalul care era în primărie, pentru că noi nu putem schimba. Este o anumită organigramă. Media funcționarilor publici. Da, dar când exact. Veți umbla la organigramă? La organigramă vom umbla cât de curând. Am găsit primării la care nu s-au umblat la organigramă cel puțin de 10-15 ani. Corect, da. Acum am să vă spun. Este greu de umblat pe datorită legii funcționarilor publici, una, a doua... E, la personal contractual e simplu. Da, acolo e altă problemă. Dar noi am gândit și acum studiem organigrama pentru a eficientiza munca din primărie, pentru că, trebuie să o spunem, sunt compartimente unde personalul este excedentar sau este personal care nu este calificat pentru sectorul. De exemplu, sectorul cu contabilitate. Sunt câțiva angajați care... cum să spun, desfășoară activitatea fără a avea studii la bază care să confirme că el este pe postul care trebuie.
Asta nu înseamnă că trebuie neapărat dat afară sau asta. El trebuie așezat pe locul pe care, pentru care are pregătire. Deci redistribuit în alte... Sigur că da. Deci domenii. Făcut un pic ordine și, de ce nu, trebuie completat structurile cu personal de specialitate. Că iarăși revin la contabilitate, nu e posibil să ai un singur contabil cu studii și restul nu. Deci nu e posibil. Dacă îmi pleacă contabilul în concediu sau în, Doamne vrei să îmbolnăvește, ce facem? Ce delegații v-au fost, ce atribuții v-au fost delegate de către primar? De obicei ce are viceprimarul, începând de la administrare, administrație, tot ce înseamnă serviciile, începând de la salubrizare, tot ce înseamnă personal auxiliar, de toate. Dar știți cum e? Noi când ne-am apucat acum de treabă, n-am stabilit, eu fac numai de aici până aici, tu faci de aici până aici. Nu. Noi avem primarul a instituit o operativă dimineața de la 8 la 8.20 în care fiecare își spune probleme și astăzi se împar sarcinile. Se discută absolut orice problemă, se face planul de lucru pentru ziua respectivă și se pornește la treabă. După care și acolo se împart, eu mă duc aici, tu mă duc aici. Am hotărât în așa, să facem așa fel încât primăria să nu rămână fără reprezentant niciun moment. Dacă primarul are treabă într-o parte, îi rămâne vicele. Dacă vicele trebuie să plece într-o parte, rămâne primarul. Spuneți-mi, vă rog, dacă Comuna Cordun face parte din vreo GAL, din acesta, de grup de acțiune locală, pentru că... Cordun? Sau Trifești? Păi nu știu, Comuna dumneavoastră. Trifești? Trifești, da, am zis Cordun. Ați zis Cordun, de asta și mă gândeam... Cordun nu știu că face parte. Și noi facem, sigur, grupul de la Ștefan cel Mare, GAL-ul de la Ștefan cel Mare, Dragoș. Ați accesat un proiect? Sigur că da, s-a cumpărat un autogreder. Autogreder care până acum 4 zile a stat țeapă în curtea primăriei. De 4 zile a lucrat și a ieșit la drumuri și toată lumea e mulțumită că acest utilaj funcționează. Funcționează și a făcut treabă care n-au fost lucruri care n-au fost făcute de ani de zile. Spuneți acest lucru, dar cu ce era folosit la dezăpezire? Cu ce erau plătite firme? Nu. La dezăpezire avem tractoarele noastre, avem utilajele noastre. Dar ce anul făcea postul primar de zăpezirea? Cu tractorul care este cumpărat la primărie, care are lamă, are tot, este utilat, este dotat pentru acțiunea de zăpezire. El este procurat pe fonduri europene? Da, da. Că spuneați că nu prea erau... Nu, dar fondurile astea, știți, sunt... Pe GAL a fost autogreder. Dar mici tare. Și de fiecare dată a fost chestia cu bulbă excavatorul și chestii normale care se au. Dar pe GAL... Noi trebuie să accesăm, eu am boala asta cu privatul și cu investitorii. Pe GAL sunt proiecte care pot ajuta mici investitori din Comuna Trifești să se dezvolte. Pentru că ducem lipsă de investitori și de proiecte care să îmbunătățească activitatea economică din comună. Nu poți colecta bani din impozite și taxe dacă tu nu ai investitori în... Și nu-i dai nimic cetățean, nu se întoarce nimic către cetățean. Deci, ca proiect comunitar a fost numai acesta de procurare asta, dar restul, mici afaceri susținute prin acest... Nu au fost susținute absolut deloc. Absolut deloc. De asta zic că acum este un început. Deja au fost primele contacte cu GAL, cu GAL-ul Dragomirești, Ștefan cel Mare și... Cine mai face parte? Ce comune mai fac? Toată zona asta... Începând de la Ștefan cel Mare, Timișeștiu, nu știu, mi se pare că și... Nu știu, marea majoritate a comună nu le cunosc pentru că eu n-am avut tangență, adică n-am avut acces, cu toate că eu l-am introdus în GAL-ul, în acest GAL, pe primarul Duminică. Și vreau să vă spun, acolo toți primarii de la 13 comune, că atâta fac parte din GAL, și era pe vremea lui Dan Vasiliu, cu el colaboram și ne-am organizat și prin el și cu Dan Manoliu, deci ei doi, am reușit să aducem și Trifeștiul prin mine. Vreau să vă spun că acolo am avut o situație care pe mine m-a surprins neplăcut, în sensul că primarul nostru a fost întrebat, poți duce la îndeplinire? Deci singurul primar care a fost întrebat la modul ăsta.
Și trebuie să vă spun, mi-a fost cam rușine mie. Bine, dacă omul nici dar, n-a vrut să... că sunt foarte mult și nu este singurul. I-a fost teamă să acceseze corect. Aceste proiecte europene. Ați spus exact esența. Găsit, el a spus, eu vreau să dorm liniștit noaptea. Tatea, vedeți, și somnul ăsta liniștit la un moment dat te duce la o oboseală cronică. Ce înseamnă să dorm liniștit? Păi eu dacă vreau să fac un proiect european, pornesc de la premisa că eu de acolo trebuie să fur și să nu dorm liniștit? Asta nu înțeleg eu. Pot apare probleme care sunt inerente unui proces de asemenea natură. Dar ca să mă gândesc că nu dorm liniștit, că accesez un proiect european, asta înseamnă că ori mă gândesc să fur, ori mă gândesc să fac vreo prostie. Asta, altfel... Bun. Pentru că nu cred că e absurd cineva, dom'le, dacă am greșit cu ceva, dar e greu să greșești pentru că ești asistat permanent de o firmă de consultanță, de, adică n-ai, e greu, doar dacă ai intenția de a face... Ce proiecte aveți pe agenda dumneavoastră de lucru? Deci primul proiect este... acel, dacă ați adus în plan local acel proiect al Partidului Național Liberal de la nivel județean. Da, proiectul la nivel județean este un proiect amplu. Eu trebuie să mă refer la proiect pliat exact pe Comuna Trifești. Și asta e primul pas și suntem în lucru acum cu proiectul Apă Canal Miron Costin, proiect pe care ca și elaborare a fost deja dat în lucru. Noi am găsit punctul de captare a izvoarelor, am găsit locația pentru rezervoare, proiectantul deja ne-a impus anumite chestii pe care noi trebuie să le rezolvăm și ne-am apucat de rezolvat, iar el s-a apucat de lucru pentru că vrem să accesăm extrem de rapid acest proiect, pentru că sunt bani. Sunt bani și eu vreau să-i iau. Bun. De unde vine acest proiect? Cu cine îl realizați? Cu ce firme? Este o firmă de consultanță. Este firmă de consultanță obligatorie. Primarul a negociat. Eu îl sprijin. Dar și ca încă nu ați preluat... Păi nu, sunt niște pași pe care proiectantul ne-a dat și care trebuie să rezolvăm noi. Și asta înseamnă, noi am avut 3 săptămâni. Deja aproape jumătate din termen a curs. Noi am identificat, deja astăzi se face forajul pentru a identifica și pentru a consolida datele despre sursa de apă, calitate, debit și tot ce e necesar. Locația pentru rezervoare trebuie și tot terenul trebuie să fie în proprietatea primăriei și aici avem de lucru pentru că terenul e în proprietate privată. De asta spun că sunt mici lucruri pe care trebuie să le rezolvăm noi. Iar proiectantul își vede de parte, odată lămurite aceste aspecte, proiectantul demarează imediat lucrarea. În cât timp? În 2 săptămâni proiectul va fi depus. Da, dar în cât timp îl băgați în șomaj pe părintele Tuscanu cu icoana făcătoare de minuni pe de care ce? O scotea la fiecare an secetos? Păi dacă aduceți sursă de apă acolo... Sursa de apă și canal este pentru civilizații. Partea de teren arabil și pentru ce face Părintele Tuscanu, pentru care îi mulțumim, e partea sufletească și relația divină la care noi nu intervenim. Cum arată școlile din comună? Așa cum le-a lăsat primarul vechi. Adică? Adică într-o la stare... La fel ca toată comuna? La fel ca toate astea. Noi acum... astăzi eu plec la Piatra pentru a depune la DSP o cerere prin care trebuie să obținem autorizația sanitară veterinară pentru ultima școală din Sofrăcești, școală care a fost vitregită de fonduri, în sensul că primarul s-a ocupat de școala din centru și atât. Dar astea sunt probleme cotidiene ale primăriei și lucruri care trebuie rezolvate. Primarul m-a delegat să rezolv treaba asta, mă duc să o rezolv. Bun. Ce faceți cu restul funcțiilor? Mai aveți timp să vă ocupați de Asociația de Creștere a Taurinelor? Nu. De... Și ce faceți? Cu toate că o fac și acum, dar nu mai am timp, efectiv. Și atunci ce se întâmplă? Demisie. Are cineva luat locul în județul Neamț? Acum ce să facem? Nu ne mai dăm demisia că nu știm dacă ne va lua locul cineva? Se găsesc destui. Probabil că sunt și deja... doritor și care așteaptă. Și la camera de... la agricolă? Camera agricolă, deocamdată, trebuie să port o discuție cu domnul președinte Balcan și să vedem acolo
ce pași și ce soluții găsim. Pentru că și acolo eu știu că dumneavoastră faceați naveta la un moment dat la... Și o fac, da. Dar acum, fiind perioada asta de suspendări, făceam naveta ca voluntar. Domnule inginer, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. O să ținem aproape în această perioadă. Iată că am aflat lucruri interesante pe care nu le știam niciodată despre ceea ce se întâmplă acolo la Trifești. Vom mai ține legătura dumneavoastră. Stimați respectatori, vă mulțumesc pentru interesul cu care suntem sigur că ne-ați urmărit și rămâneți în continuare pe programele Roman 24.